Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Stipanți reprezentanți ai mass media, cu câteva clipe în urmă, guvernul tehnocrat propus Parlamentul Republicii Moldova, dar și programul pe care l-am elaborat în scurt timp și care se bazează pe obiective importante și care vizează probleme critice pentru țara noastră, a fost aprobat, votat cu votul majorității deputaților. Echipa care a fost prezentată legislativului este pregătită pentru a-și asuma această responsabilitate în condiții deloc ușoare. Este și suntem în prag de iarnă, avem de promovat politici economice, bugetare, avem de elaborat, consultat și convins Parlamentul să aprobe bugetele anuale și acolo vrem să reușim să includem rapid mijloace suficiente pentru a adresa cele mai sensibile și complicate probleme cu care se confruntă societatea. Am prezentat un program al Guvernului care are două compartimente principale. Setul de măsuri imediate, obiective imediate care trebuie întreprinsă începând cu depunerea jurământului care va avea loc în câteva minute. Aceste acțiuni le vom întreprinde pentru a restabili funcționalitatea autorităților publice centrale, instituții, ministere. Din păcate, această funcționalitate este afectată la momentul de față. Vom încerca să asigurăm securitatea energetică a țării în această perioadă. Vom promova proiectele sociale, inițiativele lansate pe diferite platforme, inclusiv în partea președinției, fostului guvern, fracțiunilor parlamentare, pentru ca în scurt timp oamenii care sunt vizați de aceste proiecte să poată beneficia de suportul necesar. Dar elementul principal al acestui program, atât la capitolul măsuri urgente, cât și direcții prioritare dezvoltare, este reforma justiției, care a fost invocată și ca motiv sau cauză principală de cădere a precedentului executiv. Noi suntem într-o perioadă, suntem constrânși de timp, trebuie literalmente în câteva ore să ajustăm proiectul reformei justiției care a fost remis în august în adresa Comisiei de la Veneția și a fost, dacă vorbim lucrurilor pe nume, respins. Deci noi trebuie să ajustăm acest proiect rapid, să considerăm recomandările acestui for și să-l remitem repetat pentru examinare și aviz. De ce este această grabă? Din cauza că Comisia de la Veneția are următoarea ședință la început de decembrie și se va convoca data viitoare în primăvară. Asta înseamnă că dacă ratăm această dată, această ședință de la început de decembrie, ratăm aprobarea și promovarea reformei până după aprilie 2020. Noi nu vrem să admitem acest scenariu și asta în mare măsură explică viteza cu care au derulat lucrurile în perioada respectivă. În câteva ore de la emiterea decretului președintelui Republicii Moldova despre desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru, într-o noapte am elaborat viziunea noastră, programul, am adunat echipa de profesioniști, toți apolitici, și ne asumăm astăzi
angajamentul și responsabilitatea pentru a promova în primul rând această reformă și de a avansa pe alte dimensiuni importante pentru țara noastră și pentru cetățenii Republicii Moldova. Îmi mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați. Sunt constrâns de timp pentru că trebuie să mergem să depunem jurământul în fața președintelui. Trei întrebări. Un danke și un special trebuie să-l adresăm comisarilor europeni care au scris și dictat istoria de succes după 2009, culminând cu jaful veacului. Anume un Fiule, anume un Șubel, poartă vina pentru dezastrul în care a ajuns țara. Este mesajul pe care l-a scris cu mai puțin de o lună în urmă. După astfel de declarații, la cât sprijin din partea Uniunii Europene sperați? Ce noi am menționat și în cadrul audierii în Parlament și specificăm și în programul nostru că relațiile cu Uniunea Europeană sunt prioritate pentru noi. Cunoașteți foarte bine că nu este loc de interpretări în cazul relațiilor dintre Uniunea Europeană și țara noastră. Noi ne-am manifestat disponibilitatea să implementăm acordul de asociere, chiar să intensificăm reformele în țara noastră. Am răspuns la această întrebare și în plenul Parlamentului. Noi, începând cu 2010, nu ca țară, dar ca guverne care s-au perindat, am avut o atitudine cel puțin neonestă față de partenerii noștri. Am beneficiat de tot suportul lor, dar am trișat la orice posibilitate. Și, de fapt, istoria de succes despre care s-a pomenit de multe ori în perioada 2010-2014 s-a transformat într-o istorie de coșmar. Noi avem nevoie de suportul Uniunii Europene, în primul rând, în promovarea reformelor, dar și pentru suport financiar și cu cât mai mult, cu cât mai onești și obiectiv o să fim și noi, dar și reprezentanții acestei Uniuni în raport cu evenimentele care se desfășoară în țara noastră, cu atât efectul și randamentul colaborării va fi mai mare. Aceasta este atitudinea noastră, aceasta este convingerea noastră și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră, de la tribuna Parlamentului, ați declarat că este necesară renegocierea acordului cu femeii. În ce condiții și dacă este posibilă reducerea, adică reîntoarcerea la taxele care au fost aprobate de guvernul Filip? Și iarăși despre proiectele care au fost începute de guvernul Filip. Astăzi, unei deputați v-au reproșat că v-ați lăsat această gaură în buget care, când ați fost ministrul finanțelor. În ce condiții va fi posibilă această relansare acestor proiecte care au fost stopate? Vă mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește relațiile Republicii Moldova cu instituțiile financiare internaționale, cu partenerii noștri de dezvoltare, am remarcat că orice cooperare, orice relație cu aceste instituții trebuie să aibă ca obiectiv suprem interesele Republicii Moldova și a economiei noastre. Republica Moldova, pe parcursul unei perioade suficient de îndelungate, a beneficiat de suport și în primul rând în promovarea reformelor acestei instituții. La diferite etape au fost guverne care au avut capacități diferite de negociere cu aceste instituții. În vara acestui an, când s-a negociat următorul memorandum cu misiunea femeii, au fost admise și acceptate de partea moldovenească unele condiții care, în opinia mea, sunt în detrimentul dezvoltării economice, afectează, de exemplu, un sector strategic pentru noi, turismul, Horeca. M-am expus de nenumărate ori asupra acestui aspect, dar guvernul precedent a încheiat acest acord și a luat un angajament prin intermediul guvernului, acest angajament și l-a luat și țara. Respectiv, noi urmează să respectăm aceste angajamente. Programul actual cu Fondul Monetar Internațional expiră la 31 martie 2020. În această perioadă, noi vom discuta cu reprezentanții Fondului Monetar vis-a-vis de următorul program cu această instituție. Vom avea ca obiectiv, reiterez, interesele țării,
dezvoltare economică și nu vom admite condiționalități care, în opinia noastră și a business-ului autohton, pot afecta dezvoltarea economică. Până la 31 martie 2020 noi o să ne îndeplinim aceste obligațiuni. După 31 martie apare acest dezlegământ când noi vom negocia cu Fondul Monetar Internațional și vom restabili politicile noastre orientate spre încurajarea business-ului, dezvoltarea business-ului. Rămân convins că acest sector este foarte important. O cotă TVA de 20% în condițiile când în țara vecină România este doar 5%, este discriminatorie în raport cu acest sector și nu poate nicicum contribui la eradicarea evaziunii fiscale, nu poate contribui la dezvoltarea acestui sector și de fapt o compromite intenția noastră de a crea și dezvolta un pilon al economiei Republicii Moldova, anume sectorul turismului. În opinia mea și a colegilor mei din blocul economic, acest sector poate genera venituri suplimentare pentru bugetul Republicii Moldova, locuri de muncă și deschide țara noastră pentru fluxurile turistice regionale și internaționale, chiar aș spune. A remarcat, este menționat și în program, proiectele sociale implementate, indiferent de care guvernare, care și-au arătat eficacitate, care au prins bine și au contribuit la schimbarea spre bine a vieții cetățenilor, vor fi restabilite, inclusiv prima casă, inclusiv un doctor pentru tine și multe, multe altele. Ele au fost implementate în perioada când eram angajat la Ministerul Finanțelor. Eu cunosc costurile acestor proiecte. Ele sunt absolut abordabile. Noi le putem asigura finanțarea acestor proiecte și urmează nu doar să le restabilim, dar și să acceptăm alte propuneri. M-am adresat deputaților din toate fracțiunile astăzi, că noi suntem gata să examinăm și să susținem orice proiect, indiferent de cine este înaintat. Orice proiect care va contribui la îmbunătățirea vieții în Republica Moldova. Știrea Gora. Domnule Checu, vrem totuși să ne explicați cum ați creat acea listă de miniștri, având în vedere că o bună parte sunt consiliere președintelui. Unii deja v-au acuzat că urmează să îndepliniți ceea ce vă va spune Igor Dodon. Și în acest context de precizare, cum te va reuși să identificați o singură femeie pentru fotoliul de ministru? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Întrebarea este și simplă și complicată. Este simplă pentru faptul că majoritatea colegilor mei din guvern sunt cunoscut din perioada când am activat la diferite etape în guvern sau ministerie, încă începând din 2005. Îi cunosc foarte bine pe majoritatea dintre ei. Capacitățile lor, devotamentul față de țară și spiritul de echipă care l-au manifestat în diferite situații, unele mai complicate, unele mai puțin complicate. Întrebarea este dificilă, pentru că și perioada în care noi ne asumăm această responsabilitate este dificilă. Este un guvern minoritar care va fi atacat, sper că doar, zicem, argumentat, dar audierea de astăzi arată că nu va fi doar argumentat, atacat. Va trebui să manifestăm unde determinare, unde convingere, forță de convingere ca să promovăm proiecte în interesul țărilor. Nu este un guvern al președintelui țării, chiar dacă acolo se regăsesc și câțiva consilieri al președintelui țării. Suntem un guvern tehnocrat, apolitic și în momentul când vom simți încercări din partea unor forțe politice, indiferent, au votat, n-au votat asupra noastră, noi vom reacționa în maniera care am reacționat tot timpul, adică vom fi împotrivă. Regret foarte mult când garnitura actuală a Cabinetului de Ministri se regăsesc doar două doamne, este inclusiv doamna Irina Vlah, aș prefera să fie marea majoritate doamne, dar la această etapă foarte complicată fiindcă am avut nenorocul pe
durata experienței, mai mulți activez nu în echipă cu doamne, dar cu persoane de gen masculin. I-am invitat acum la perioada asta foarte rapid persoanele care le-am, știu că sunt încercate, știu că sunt devotate, dar aceasta nu înseamnă că nu vom conta și atrage în echipa noastră doamnele care pe parcursul mai multor perioade au demonstrat chiar mai mult că au bărbații, devotament, disciplină și capacități profesionale. Noi urmează foarte rapid să restabilim Institutul Secretarilor de Stat. El nominal există, dar din păcate capacitățile existente acum nu corespund așteptărilor. O să vedeți că la acest nivel mare majoritate vor fi doamne care de fapt și duc tot greu activității în ministerie. Secretarea de stat este veriga principală în activitatea ministerului. Vă mulțumesc, din păcate trebuie să vă părăsesc. Vă voi fi la dispoziție cu orice ocazie pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!